Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Capricorn, luna sau ascendent în Zodia Capricorn, pentru zilele următoare, următoarea săptămână, să descoperim împreună ce va fi și ce se va întâmpla în viața dumneavoastră. Doar că sfatul este că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Haideți să începem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Capricorn, luna sau ascendent în Zodia Capricorn, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână. Mulțumesc! Aici văd, dacă sunteți neastră acest bărbat, văd că sunteți preocupați în ce privește persoanele din jurul nostru, în ce privește familia sau în ce privește o femeie, mama, sora, o femeie din trecut, ceva vă preocupă. Văd că ați ajuns la maturitatea noastră emotivă și sunteți acolo alături de o persoană. Văd că cineva este matur și se gândește la relația sa cu persoana din jurul său. Și vă preocupă o situație din trecut care poate reapărea în viața noastră sau anumiți dușmani secreți sau anumite traume, răni din trecutul dumneavoastră. Acest lucru vă preocupă și vă gândiți, dar vă provoacă și o stare de ansietate, de iluzii, de preocupare emoțională chiar, lucruri ascunse, da? Traume, poate din partea unei mame sau din partea unei femei din trecut. Cu luna aici sau cu o femeie de la depărtare care se află peste otare sau poate chiar visați, aveți vise premonitorii sau intuiți în ce privește o femeie sau mama, cum am zis, vă preocupă acest lucru. Vă faceți tot felul de griji, poate pentru o femeie în semn de scorpion sau care are luna sau ascendent în zodia scorpion. Vă faceți griji în ce privește chiar și familia dumneavoastră. Aveți emoții profunde. Trebuie să încercați să meditați sau să respirați pentru a vă regăsi pacea interioară. Pentru că cu luna aici sunt neînțelegeri cu familia sau cu persoane din familia dumneavoastră, neînțelegeri, adică spuneți A și se înțelege B. Da? Și acest lucru vă preocupă și vă ia atenția sau și vă gândiți foarte mult la acest lucru. Pașul de cupe, imaturitatea cuiva, o persoană care e imatură, o persoană poate mai tânără sau chiar dacă are o vârstă mai înaintată, este o persoană mai imatură, o sensibilitate, în ce privește abundența sau în ce privește o relație de cuplu. Da. Eremitul aici, poate vă gândiți la boala unei femei sau unui tânăr, unei tinere, sau în ce privesc anumite minciuni, falsități a unei persoane din trecut. Aici e clar că văd că căutați un adevăr, să aflați anumite secrete, pentru că intuiți că vi se ascunde ceva în ce privește relația noastră sau în ce privește o persoană. Cu eremitul văd că căutați adevărul și sunteți foarte prudenți și meditați, vă interiorizați, văd retragere, solitudine, meditare, reflectați foarte mult pentru a înțelege ce trebuie să faceți de acum înainte sau chiar poate trebuie să mergeți la un medic, să faceți anumite analize, să descoperiți anumite dureri. Un anumit disconfort pe care îl aveți și nu înțelegeți de unde și cum. Și trebuie să mergeți la un medic pentru a face analize, a investiga, a aprofunda.
și trebuie să luați decizii și văd că veți reflecta în ce privește aceste decizii. O persoană născută într-o zi de 9, 18 septembrie, fecioară, scorpion. O situație care durează de 9 luni sau de 9 ani. Și văd că vă urmați calea sufletului, ceea ce vă spune sufletul, intuiția dumneavoastră. Unii dintre voi preferați să stați singuri decât cu persoane false sau care v-au adus traume. Preferați să stați singuri, să vă retrageți, să stați în solitudine și stați foarte bine și singuri. Cupajul de spade trebuie totuși, pentru a merge la acest medic sau pentru a aprofunda ce trebuie să faceți de acum înainte, pentru că văd că doriți să lăsați ceva în urmă, să lăsați ceva la spate, să rezolvați o situație din trecut. Cupajul de spate îmi spune că ori veți intra în legătură cu o persoană născută în geme, în balanță, vărsător, mai tânără, directă, cineva și va spune o părere într-un mod mai direct, dar este o persoană senzitivă, clarvăzător, clarvăzătoare, medium, etc. Sau va trebui să vă informați mai bine. Dacă ceva nu vă convinge, nu sunteți siguri, trebuie să vă informați mai bine, să cereți informații, să aprofundați, să fiți curioși, să studiați și pe rețele de socializare, pentru că aici văd anumite dubii, îndoieli. Și doiul de bețe, văd că vă gândiți la trecutul dumneavoastră, poate în ce privește o călătorie peste otare, la distanță, sau o persoană din trecutul dumneavoastră, o relație de cuplu. Văd că veți lua hotărârea să colaborați cu o persoană în zodie de foc, berbec, leu, săgetător. În ce privește o colaborare sau un parteneriat, veți discuta cu cineva, poate cu persoana iubită sau cu persoană care e pe aceeași frecvență cu voi, vede la fel lucrurile și acest lucru, și sfatul este să căutați persoane de genul, pentru că acest lucru va duce la progres. Haideți, dragii mei, să clarificăm. Da, aici un bărbat de afaceri sau un bărbat onest, un domn care are o funcție, un domn care știe să se comporte, educat. Ok, trebuie să elaborați ceva, să aprofundați ceva sau în ce privește o muncă. Trebuie să lucrați la ceva sau să aprofundați ceva aici, ce privește cu alte persoane, poate chiar de altă naționalitate. Pajul de cupe. Pajul de cupe îmi spune că veți primi o sumă de bani, văd un nou început sau doriți vindecare, doriți să vă înțelegeți cu o persoană, cu o femeie sau persoană din trecut unde sunt neînțelegeri, doriți să vă înțelege, să ajungeți la un comun acord, la împăcare. Și eremitul, totuși sunteți prudenți pentru că știți că este o persoană falsă aici. Da, există o persoană falsă și vă sunteți în căutarea adevărului. Sau este o situație falsă și nu vă convinge. Da, în ce privește o sărăcie. În ce privește o sărăcie sau o pierdere de bani sau în ce privește o boală, trebuie să vă informați mai bine, să fiți mai curioși sau în ce privește documentele, aveți grijă ce semnați. Și doiul de bețe, văd că trebuie să ajungeți la un comun acord cu o persoană pentru un copil sau pentru un proiect. Da? Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru voi, dragii mei capricorni, pentru următoarea săptămână. Mulțumesc. Zice să te informezi din nou, vezi? Informati. E faidele ricerche. Deci ți-am zis să te informezi mai mult în ce privesc cărțile, documentele, să fii mai curios.
Zice că ai nevoie de mai multe informații în ce privește această situație. Analizează atent înainte de a merge mai departe. Sper că mi-ascultați sfatul. Și aici, în ce privește o fată, cum vă spuneam, o fată, răspunsul la întrebarea ta are treabă cu o fată. Da? Poate fi fata ta, fetița ta. Să te informezi mai mult în ce privește fata ta, da? În ce privește un copil. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați acel clopoțel, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui, bineînțeles, dacă vă doriți. Vă doresc o bine lume. La revedere! Noi ne vedem la următoarea etalare. Numai bine!